Sigur, noi ne mândrim între noi, Suntem o comunitate de oameni exotici, marginali, uh, greu de găsit în altă parte pe planetă, dar trebuie să vă reamintesc totuși un lucru care ne mai stâlcește un pic bucuria. Orice cretin pe lumea asta, orice imbecilă își deschide un site, uh, scrie, are o postare, da? strânge suficient în jurul ei încât să se creadă buricul pământului asta este o realitate absolută pe spațiu virtual. Da? Așa, dacă nu exista internetul, trăiai cu convingerea că ești un geniu sau că ești Andrei Pleșu sau că ești Radu Paraschivescu. Odată ce toată prostimea, toată fraierimea are acces la ce produci tu, nu mai ești deloc așa. Aceste rețele te fac praf, te contaminează, te distrug. Sigur că tu ești la un clic distanță de a scăpa definitiv de ele, pentru că ai nicio legătură, dar Vrând nevrând te izbești de ele. Orgoliu te face la un moment dat să te izbești de ele. Or, aici nu există criterii. Aici toți suntem la fel de proști pe rețelele de socializare. Întotdeauna vei găsi la da, un grup care să fie câteva sluji. Deci, nu contează. Elena Ceaușescu, dacă în vie mâine o să aibă mai mulți adepți decât are unul care uh, încearcă să-și publice operele de mare valoare. Nu, asta nu are nicio importanță. Aceste rețele au au schimbat complet, au denaturat complet sistemul de valori. Dar n-aș spune că în mod inutil, pentru că oamenii au fost proști, cititori, telespectatorii, în general cei care întrețin atmosfera, cei care plătesc pentru divertismentul ăsta, au fost din totdeauna la fel de proști, numai că nu li s-a dat cuvântul. Aveți impresia că pe Balzac sau pe Dostoevski nu îl înjurau la fel dacă erau rețele sociale, n-au prins. Și atunci credeau că ei sunt inatacabili. Nu-i deloc așa. Prostimea intră acolo pe anonimat, pe nu știu ce. Omul are dreptul ăsta. Are dreptul să se refuleze și să-ți o tragă ție în fel și chip pe rețele de sociale. Sau pe nu știu ce chat. Asta este. Tu nu pretinzi tot timpul că tu ești la mâna cititorului, că cititorul îți dă ție, că telespectatorul... Că... Păi și atunci de ce te plângi? Da? Deci realitatea este că oamenii Planeta, da? în general, este formată din cretini. Oamenii de valoare sunt sub 1%. Și atunci, sigur că te vei lovi întotdeauna. Asta este reversul medaliei. Ei credeau că dacă o să aibă acces, că să nu facem comentur să țin minte când au început asta, că eu eram tot în presă, când au început tâmpenile astea, toți credeau că așa îi vor păcăli. Da? Va fi un Black Friday permanent. Ăștia cititorii vor intra și vor lăuda și vor spune, vai, dar ce mare sunteți domnul Ianițoaia, vai, dar ce bine scrieți domnul Tolontan, vai, și... Aia când au intrat, le-au tras-o de nu s-au văzut. Bineînțeles că ei de-abia așteptau. N-aveau niciun dialog niciodată cu ăștia. vorbesc din mediul în care mă aflu, dar e la fel și dacă ești la Volkswagen sau la Porsche. Nu e nicio diferență așa la poate să te facă albie de porci acolo. Tu care erai un orgolios și cam atât, avea impresia că lumea începea să termina cu tine. Deci vorba, tata, e suficient să intri odată acolo. În realitate nu e așa. Pe stradă nu ți se întâmplă niciodată în viață să vină un trepăduș de asta să-ți spună, băi, cretinule, nu vine nimeni, oamenii nu au curajul ăsta. Și nici nu-și pierd vremea cu așa ceva. Aici însă este locul lor. Da? Dacă atunci când sunt buni te lauzi cu ei, laudă-te cu ei și când sunt răi sau proști. Da? Deci noi nu suntem împotriva... Uh acestor oameni, dar încă o dată vă spun, nu este reprezentativ. Poate să intre oricine și să spună orice. Nu, este, nu trebuie să te iei după asta. Ci, oricine, orice dobitoc își face acum un grup din ăsta, o să aibă suficienți membri încât să facă grupul să trăiască.